Această duminică a cincea din postul mare este reprezintă și duminica Sfintei Marie Egipteană, pe care am sărbătorit-o și ieri, că a fost ziua ei de prăzduire. Din fiecare dată, din fiecare an, când ajungem în această duminică, ne cutremurăm parcă, văzând această pildă de viețuire a unei femei, care, din cea mai mare păcătoasă, a ajuns una din cele mai mari sfinte ale Bisericii noastre Ortodoxe. Știți, frățile voastre, din viața ei, că ea de tânără, fiind pornită spre păcatul desfrânării, a ajuns până la culmea păcatului. Dar iată că, într-un anumit moment din viața ei, Bunul Dumnezeu i-a împins o mână și ea, mergând la Ierusalim, să se închine la primul cinstit de viață Făcătoarei Cruci, iată că o putere nevăzută a oprit, a blocat-o de a merge mai departe. Și în inima ei s-a întâmplat un cutremur mare, o dulcinare puternică și o trezire de conștiință. Ea a insistat și a insistat să meargă mai departe, dar acea putere nevăzută a oprit-o. Până când s-a nimerit în fața unei icoane închinate prea Sfinte Născătoare de Dumnezeu, care este nădejdea și scăparea noastră a tuturor. Iar așezându-se în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului, pocăindu-se de toată inima ei, recunoștându-și toate păcatele care le-a făcut în toată viața ei, iată că într-o clipeală, prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu i-a deschis drumul. A putut și ea să se închine, dar totodată, după această închinare, iată că viața ei a luat o altă direcție, pentru că a făgăduit să-i placă din clipa aceea Bunul Dumnezeu. S-a dus mai departe la o mănăstire de pe Marul Iordanului, închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Acolo s-a și spovedit, s-a împărtășit imediat, a luat câteva pâini de binecuvântare și a mers cu bisericioși de când Iordanul, în adâncul pustiei unde a petrecut zeci de ani, într-o nevoință, într-o pocăință, într-o stare de umilință care a dus-o la o măsură duhovnicească de neînchipuit pentru noi. Și iată, bisericioși, acolo vorbea cu Dumnezeu, vorbea cu Ungerii, a învățat Scripturile aproape și Psaltirea din Duhul Dumnezeu. Până când, spre sfârșitul vieții ei, din rânduiala și din punerea lui Dumnezeu, iată că a venit la ea un preot, pe nume Zosima, care a spovedit-o și a împărtășit-o, scriindu-i totodată viața ei, spre pilda noastră tuturor. În câteva cuvinte am încercat să zugrăvesc lucrul acesta, viața Sfintei Marie Egipteanca, pentru a ajunge în alt punct. Ea este o măsură a nevoinței. Ea este o pildă a pocăinței. Ea este o nădejde pentru noi toți, pentru că din cea mai mare păcătoasă a avut la din cele mai mari sfinte. Dar totodată, unii din Sfânta Biserică, în loc să o păstreze în contextul ei, iată că o generalizează, să zic așa, ca pildă și folosesc această pildă într-o direcție greșită. Și o folosesc exact în direcția cea mai importantă din viața bisericească, împărtășirea cu Sfintele și Creaturatele Taine. Pentru că în momentul în care sunt invitați să se împărtășească în fiecare Sfântă Liturghie, așa cum spune Cuvântul Domnului din timpul Sfintei Liturghii, iată că ei spun și au obiecția că cuvioasa Maria Egipteanca și mulți alți pusnici și asceți s-au împărtășit o singură dată în toată viața lor și această amânare a împărtășirii, iată că nu i-a oprit, nu i-a împiedicat să ajungă la Sfințenie. Dar iată că Sfinții Părinți și mulți învățători ai Bisericii s-au împotrivit acestor cuvinte care nu sunt după tradiția Bisericii, spunând următoarele lucruri. Că Sfânta Evanghelie este adresată poporului Dumnezeu
Și nu doar pusnicilor. Biserica nu este guvernată doar de pusnici, ci de toți oamenii din toate cetele, fiecare în mondiala sa. Iar Biserica n-a făcut canoane și legi și rânduieli doar pentru pusnici, ci pentru fiecare om în parte. Trebuie, frățiile voastre, a lua o învățătură dintr-un context și a o pune în alt context este o mare greșeală. A generaliza viața unui pusnic și spunând că în funcție de acest pusnic trebuie privită toată învățătura pentru toți creștinii este o mare greșeală. De aceea să știți, frățiile voastre, că și cei care s-au dus în pustie și care sunt sihaștri, ei nu fac acolo ce vor ei. Au niște rânduieli stabilite de Sfânta Biserică și toate rânduielile și toate canoanele și toate nevoința lor are aceeași direcție pe care aveți și frățiile voastre care trăiți în lume, în viața de familie și au aceeași direcție care o avem și noi cei care trăim în viața de obște. Și direcția este una singură, curățarea de patim și unirea cu Dumnezeu în Sfânta Împărtășanie. Deci vedeți, frățiile voastre, în învățătura Sfinților Părinți apare următorul cuvânt. Chiar și sihaștrii, dacă ar avea mijlocul sau posibilitatea și nu s-ar împărtăși, sunt condamnați ca niște călcători ai Sfintelor Canoane și disprețuitori ai dumnezeieștilor taine. Adică dacă ei stau în pustie, au posibilitatea să se împărtășească și nu se împărtășesc din voința lor, din alegerea lor, motivând anumite lucruri care nu sunt adevărate, să zic așa, iată că ei sunt condamnați și de Biserică, și de Sfintele Canoane și de disprețuitori ai Sfintelor Taine. Dacă însă n-au mijlocul sau posibilitatea de a se împărtăși, sunt nevinovați, precum spune și Sfântul și Sfințitul Nicolae Cavasila. Ați auzit, frățile voastre, de acest nume de mai multe ori. Și spune așa, dacă cineva nu se poate apropia trupește, precum sufletele morților, și cum sunt cei care rătăcesc în pustii, în munții, pește și crăpăturile pământului, cărora le este cu neputință să vadă jertfelnic și preot, căci pe aceștia i-a sfințit cu sfințirea aceasta, în chip nevăzut, însuși Hristos. Adică, dacă ei sunt într-o pustie depărtată, într-o peșteră unde nu se poate ajunge, și ei nu au preot, nu au Sfânta Liturghie, pentru smerenia și pocăința și umilința lor, Harul Sfințitor îl trimite Bunul Dumnezeu pentru fiecare suflet în parte. Dar dacă însă cineva, deși poate, nu se apropie de Sfânta Masă, nu se apropie de Sfânta Jertfă, acestuia este cu desăvârșire imposibil să dobândească sfințirea care vine de la acestea, nu pentru că nu a venit pur și simplu, ci pentru că, deși putea, nu a venit. Vedeți, frățile voastre, că păcatul stă în alegere și virtutea stă tot în alegere, adică în voința liberă a omului. Dacă poți să te împărtășești și nu te împărtășești, nu vine harul peste tine. Iar dacă din pricini binecuvântate, sau dacă ești într-o pustie depărtată, puteți merești și râvnești și ți-ai fi dorit să fii la liturghie, să te împărtășești, dar nu ai posibilitatea, din mila, din dragostea lui Dumnezeu, vine harul lui Dumnezeu peste pusnicii aceștia care stau în smerenie, dar totuși ar dori să se împărtășească. Și apoi spune tot în această carte, împărtășirea continuă cu Sfintele Taine pe care o recomand tuturor, spune așa. Și cum ar putea crede cineva că iubește cele pe care nu le primește, deși poate să le primească? De aceea, nu e nimic nou dacă sufletele desfăcute de trupuri care nu sunt vinovate, de asemenea răutate, Hristos îi dă părtușie la această masă. Adică, dacă tu spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu te apropii de Sfânta Împărtășare, chiar dacă poți, ești un mincinos și iubirea ta este fățară. Dar trecând de la aceste cuvinte, iubiți credincioși, vreau să vă prezint alt aspect. Noi credem în relația cu Hristos, cu Dumnezeu, prin Sfânta Împărtășanie, trebuie să fie una sporadică, trebuie să fie una la începutul postului mare, la sfârșitul postului mare, să fie la Crăciun, la Paște, cum este tradiție, învățătura
să zic așa, din popor, obișnuita din popor, și credem noi că aceasta este învățătura Bisericii. Și dacă amintim regula aceasta a Sfintei Mariei Egipteanca, credem că avem argument pentru conștiință și spunem că dacă ea s-a împărtășit la sfârșitul vieții, și noi, dacă ne vom împărtăși atunci, ne putem sfinți și mântui. Dar uitați, în altă carte, despre regulile și învățăturile întemeiate de Sfântul Pahomie, de Sfântul Vasile cel Mare, pentru monahi. În această carte, la capitolul despre Sfânta Părtășanie, spune chiar Sfântul Vasile cel Mare. Marele era. Este bine și de mare folos a te împărtăși în fiecare zi, primind Sfântul Trup și Sângea lui Hristos, fiindcă însuși Domnul Hristos lui spune: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Deci vedeți, frățile voastre, că Sfântul Vasile cel Mare recomandă împărtășirea continuă, chiar în fiecare zi. Dar ca să vedeți, frățile voastre, cum era viața duhovnicească în vremea aceea, ia uitați alte aspecte care pe unii chiar s-ar putea să-i smintească. Iar cum că nu este oprit ca cineva în timpul prigonirilor, lipsind preotul sau slujitorul altarului, să ia împărtășanea chiar cu mâna sa, aceasta chiar este de prisos să dovedim, căci obiceiul de multă vreme îndreptățește aceasta prin însăși starea lucrurilor. Fiindcă toți monahii care viețuiesc prin pustietăți, unde nu se află preot, păstrând împărtășanea în casă, se împărtășesc singuri. Deci vedeți că se împărtășeau pusticii și monahii singuri din mâna lor. Iar în Alexandria și Egipt, chiar fiecare mirian botezat ține de obicei acasă la el împărtășanie și singur se împărtășește când simte nevoia. Căci odată ce preotul a săvârșit și a predat Sfânta Jertfă, cel ce o primește ca una întreagă și se împărtășește din ea zilnic, cu toată dreptatea trebuie să creadă că o primește și se împărtășește chiar la cel ce a predat. Deci vedeți, frățile voastre, în vechime, cum era tradiția Bisericii, erau prigoane. Nu se știe ce se întâmpla a doua zi. Aveau creștinii împărtășanea la ei acasă. O țineau la fiecul lor, o țineau la icoane, o țineau sub cap. Se împărtășeau cu sfinte uscate sau cum aveau ei atunci, din propria lor mână. Dar acum s-a ajuns de nu se mai împărtășește creștinul decât la Paști, la Crăciun. Și s-a statornicit chiar și obiceiul în biserică când foarte mulți preoți spun: n-ai voie să te împărtășești mai devreme de 40 de zile, n-ai voie să te împărtășești decât de 4 ori pe an. Aceasta nu este învățătura Bisericii, iubiți credincioși, sunt niște obiceiuri sau rămășite, rămase poate chiar din pe timpul perioadei comuniste, când nu se dorea ca creștinul să se apropie de Sfintele Taine. Deci fiecare dintre frățile voastre trebuie să știți că există o singură regulă de a te apropia de Sfânta Împărtășanie, și aceasta este conștiința curată. N-ai voie să te apropii fără să ai pregătirea necesară cu spovedanie, cu post, cu rugăciune, cu pocăință, cu desfacerea sufletului tău în fața duhovnicului, dar nici n-ai voie să stai în Sfânta Liturghie cum vrei tu, cum spune Sfântul Ioan Vodeaul, cu o indolență, să zic așa, a creștinilor, pentru că n-ai voie să vii la Sfânta Biserică, să stai și să pleci cum vrei tu, ci să te conformezi poruncile Domnului care spune: bezi dintr-o acesta tot, luați, mâncați toți, împărtășiți-vă toți, acesta este sângele meu. Și iarăși spune Sfântul Grigore Dialogul în liturghia, dar nu mai te simțite, spunea diaconul: cei care nu vă împărtășiți, ieșiți. Deci nu ai voie să stai la Sfânta Liturghie oricum. V-am explicat lucrurile acestea ca să știți, frățile voastre, că Sfânta Liturghie se face în fiecare duminică sărbătoare și chiar zilnic în mănăstiri, tocmai pentru a încununa, să zic așa, pocăința și smerenia frăților voastre de a vă uni cu Hristos în Sfânta Împărtășanie. Dar o să-mi spuneți, sau unii spun: n-ai cum să te împărtășești, pentru că nici nu trece o clipă și ai făcut un păcat. N-ai cum să te apropii așa de Sfintele Taine, de la o duminică la alta, ce trebuie să te spovedești înainte de fiecare Sfântă Împărtășanie. Și cum poți tu să te spovedești înainte de fiecare Sfântă Împărtășanie? Pentru că nu poți să te duci în fiecare sâmbătă la spovedit. Și în felul acesta au amânat, iubiți credincioși, împărtășania la anumite soroace,
ca să poată să-i poartă, să povedească, să dezlege preotul orice gând și orice păcat pe care l-are omul. Dar uitați că Sfântul Teofan Zăvărâtul, în cartea sa Calea către Mântuire, spre Mântuire, spune foarte clar, iubiți credincioși, în fiecare zi, înainte de a merge la culcare, fă o mărturisire particulară Domnului, spunându-ți toate păcatele. Deci, vedeți, în fiecare seară trebuie să le mărturisim în fața lui Dumnezeu. Tot Sfântul Teofan Zăvărâtul spune așa, să săvârșești o spovedanie minut de minut. Adică fiecare gând, dorință, sentiment și mișcare rușinoasă și vrednică de urzând a Sfântului tău, să o mărturisești cu pocăință și cu străpungerea Duhului și de îndată ce ți-ai dat seama de ele lui Dumnezeu, Cel ce pe toate le vede, și să ceri iertare pentru ele și puterea de a deferi de ele pe viitor. Deci nu numai în fiecare seară, ci o spovedanie minut de minut, fiecare creștin va să o facă în fața lui Dumnezeu, să-și deschide sufletul, să-și mărturisească fiecare gând care a trecut prin minte. Și tot Sfântul Teofan Zăvărâtul spune, descoperă orice nedumerire, tulburare sau înțeles din nou unei alte persoane, care este de aceeași cuget cu tine, sau părintele tău duhovnicesc, astfel încât el să fie cel care le desleagă sau le cumpănește valoarea și care pronunță o judecată. Deci vedeți, frățiile voastre, spovedanie din fiecare seară, spovedanie din fiecare minut, descoperirea gândului în fața fratelui tău care poate să-ți poarte acest gând în fața duhovnicului. Deci Bunul Dumnezeu ne îndeamnă la o spovedanie neîncetată și la o împărtășire continuă cu Sfintele Taine, pentru că aceasta este, de fapt, viața creștină, o trăire continuă în prezența lui Dumnezeu. Dar n-am vrea să închei fără să revin, iubiți credincioși, tot la Sfânta Maria Egipteană. Ați văzut, frățiile voastre, ce păcate trupești grozave la Judea. După canoane, ea ar trebui să fie canonisită 15 ani pe puțin. Pentru că a făcut toate păcatele posibile trupești. Dar iată că a venit și a conștientizat păcatul, a oprit-o cu Dumnezeu, a trezit-o și a spovedit păcatele în fața preotului. Și tot în aceeași zi a fost împărtășită, iubiți credincioși, binecuvântată și apoi a fost plecată și apoi a plecat în pustie. Și hai să-l spui, a fost aleasă de Dumnezeu. Ea este un caz special. Nu oricine face lucrul acesta. Știa Bunul Dumnezeu că ea o să facă așa o mare nevoință și a împărtășit-o înainte de lucrul acesta, a împărtășit-o la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul la Iordan. Nu, iubiți credincioși, uitați-vă în Evanghelie care spune așa, și-a turnat pe rănile lui un de lemn și vin. Adică, i s-a dat întâi dragostea lui Dumnezeu și apoi acribia. I s-a dat întâi, iubiți credincioși, Sfânta Împărtășanie și apoi a urmat canonul cu pocăința de viață. A primit-o Dumnezeu în brațele ei, ca pe un fiu risipitor, și apoi a trimis-o dându-i s-a îndat în picioare, adică a pus-o pe cale, s-a pus în el în mână pentru că a venit-o ca pe o fică, i s-a dat haina cea nouă și vițelul cel îngrășat, toate deodată, ca pe o fică risipitoare și și-a continuat nevoind. Dar credeți, frățile voastre, că ea avea altă fire decât noi? Biserica era altfel decât biserica din ziua de astăzi? Credeți că Hristos era altul atunci și altul acum? Noi avem altă înțelegere față de învățătura Sfinților Părinți și ne-am băgat prea tare cu capul în canoane, în acrivie, în severitate și am uitat de dragostea, de mila și de bunătatea lui Dumnezeu. Nu spun niciodată că noi trebuie să ne împărtășim de avalma fără o pregătire, să nu se înțeleagă lucrul acesta. Dar uitați-vă din învățătura Sfintei Tradiții, din învățătura Sfintei Biserici, că se vorbește de o spovedanie necetată, o împărtășire necetată, o împărtășire mai întâi și apoi să urmeze, iubiți credincioși, pocăința. Și spunea undeva că întâi trebuie să se dea Euharistia și apoi epitimia, adică canonul, după nevoința fiecăruia. Fiecare să înțeleagă, iubiți credincioși, din predica aceasta, după inima lui curată și după mintea lui mai puțin iscoditoare. Iar cel care vrea să iscodească fiecare cuvânt pe care noi îl spune, poate să găsească alte sute de citate de Sfinții Părinți care sunt împotriva Sfintei Împărtășanii.
Dar vă recomand să citiți din cărțile Sfântului Vasile cel Mare, din Părtășirea Continuă cu Sfintele Taine, pentru că să știți, frățiile voastre, că dacă altă dată era vreme de prigoană, acum este și mai și. Sunteți loviți din toate părțile și din punct de vedere social și alimentației și a tuturor energiilor care sunt în prejurul frăților voastre, prin tehnică și prin toate celelalte, sunteți într-o prigoană continuă. Și în fața Duhului veacului acesta, nu veți putea face față decât dacă vă veți poveri continuu, vă veți pocăi continuu și vă veți uni continuu cu Sfânta Împărtășanie. Amin. De invitarea Dumnezeului nostru, Dumnezeu Salim, Cuvântul Domnului devine din ce în ce mai pătrunzător, mai grav, mai profund, mai plin de consistență, să zic așa, duhovnicească pentru fiecare dintre noi. În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul îi adună pe cei 12 ucenici ai săi și le spune clar, pe față și direct, că se vor fi la Ierusalim, iar Fiul Omului va fi dat în mâna cărturarilor, a fariseilor, a învățătorilor de lege, iar aceștia îl vor osândi și la rândul lor vor preda păgânilor. Aceștia îl vor biciui, îl vor stufa, îl vor ocărâ, îl vor da spre moarte și orice fel de moarte, ci spre moarte, spre pe cruce. Dar acesta, a treia zi, va învia. Vorbindu-le ucenicilor despre acest drum al crucii pe care îl va avea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, încercând să le trezească sufletele și să-i conștientizeze de momentul în care ei se aflau, când nu se așteptau cei 12 ucenici, iată că doi dintre ei, Ioan și Iacov, vin și ridică o problemă aproape neașteptată. Pentru că ei nu erau ucenici. Erau doi dintre ucenicii cei mai aleși. Pentru că Ioan și Iacov, fiii lui Zebedei, sunt cei care, alături de Petru, au fost pe muntele Taborului, sunt cei care au intrat la vindecarea fiicei lui Iair și au văzut învierea acesteia. Sunt cei care erau mai apropiați, să zic așa, de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, pentru că erau chemați în momentele cele mai importante când Mântuitorul săvârșea câte o minune. Și ce vin aceștia? Vin în fața Învățătorului, nu cu o rugăminte, ci cu o cerere care sună aproape a impunere. Învățătorule, vrem de la tine ceva. Ce vreți, le spune Mântuitorul? Vrem să stăm unul de-a stânga și unul de-a dreapta în împărăția ta. La care Mântuitorul se comportă ca orice învățător. Pentru că ar trebui să se mâine. Ar trebui să se enerveze. Să le spună, mi-am bătut capul cu voi atâta timp și voi tot nu pricepeți. Mântuitorul le răspunde cu blândețea lui de remișcat, să zic. Le spune, nu știți ce cereți. Cereți să stați de-a stânga mea, de-a dreapta mea, dar lucrul acesta nu mi-este mie a vă da vouă, ci a Tatălui meu care este în cerul. A sta voi pe scaune de-a stânga și de-a dreapta mea înseamnă mai întâi să vă botezați cu botezul care mă botez eu și să beți paharul pe care eu îl bea. Acesta este botezul sângelui, fiți credincioși, și paharul morții. Gândiți-vă că El vorbea cu atâta profunzime despre drumul crucii pe care avea să-L urmeze și chiar atunci și-au găsit ucenicii să le ceară ce? Scaune, Iubiți Credincioși. Să stea și ei cu scaune, mai ales de-a stânga și de-a dreapta. Dar Mântuitorul se folosește de neputința lor ca să dea o lecție tuturor celorlalți ucenici și prin ei tuturor oameni de pe fața Pământului. Pentru că spune Mântuitorul, cu botezul în care eu mă boteza, vă veți boteza și voi. Paharul pe care îl beau eu o să-l veți și voi, pentru că toți au suferit ucenicie și moarte în prigoană, de credincioși. Dar le spune și altul. Tocmai când ceilalți 10 ucenici încep să sară în sus, cum s-ar zice. Adică să apară în ei invidia, să apară în ei mânia,
și să spună cum aceștia doi să stea ei de-a stânga și de-a dreapta. Cum tocmai ei din cei 12. Și Mântuitorul îi adună iarăși ca un învățător și începe să învețe lecția cea mai importantă care i-a învățat pe tot parcursul celor 3 ani și jumătate cât a stat lui. Și le spune așa. Cârmuitorii lumea aceștia își conduc pe cei de sus stăpânirea lor prin forță, prin putere, prin teroare. Dar la voi să nu fie așa. La voi să fie tocmai invers. Adică, cine vrea să fie mai mare dintre voi să fie slujitorul tuturor, cel ce vrea să fie întâiul între voi să fie tuturor slugă. Pentru că și fiul omului la rândul lui n-a venit ca să îi se slujească, ci ca să se slujească el la rândul său. Deci Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om iubiți credincioși ca să slujească, nu ca să se slujească. Și atunci punem întrebarea. Care este problema în modul în Evanghelia de astăzi? Este o patimă mai mare decât toate celelalte. Pentru că dacă ați auzit în sfârșitul trecute vorbindu-se despre post și rugăciune ca virtuți, dacă ați auzit vorbindu-se despre milostenie, despre răbdare, despre blândețe, să știți, frățile voastre, că este o patimă care este mai mare decât toate celelalte patimi și care nu poate fi dobândită decât cu o virtute mai mare decât toate celelalte virtuți. Este vorba despre patima mândriei, care este asociată cu puterea și care nu poate să fie vindecată, iubiți credincioși, decât cu smerenia și cu dragostea de vrăjmași. Pentru că a intrat zânzania între apostoli, doi vreau într-un fel, iar 10 s-au răsculat. Vă dați seama ce înseamnă că pe finalul misiunii Mântuitorului, chiar atunci când avea el mai mult nevoie ca oftea lui să fie unită, aceștia s-au dezbinat, pentru că vroiau să stea unul de-a stânga și de-a dreapta pe scaunei biserici. Și atunci, dacă ne gândim noi în istorie, dacă ne gândim noi dintr-un începuturi, ce a vrut Satan să-și pună scaunul mai pe sus de Creator? Ce a vrut Adam, iubiți credincioși? A vrut să fie și el autonom. Adică prin el însuși, dacă va mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, va fi și el ca Dumnezeu. A vrut și el un scaun pe care să stăpânească prin el însuși. Și atunci spune frumos Sfântul Iustin Popovici că a fost trei cădere în istorie, adică trei cădere de pe scaun. A fost căderea lui Satan, a fost căderea lui Adam, a fost căderea lui Iuda și a fost, iubiți credincioși, căderea Papei. Pentru că scaunul acesta de pe fața Pământului este singurul care îndrăznește să se numească Sfântul Scaun. Deci, vedeți, frățile voastre, sunt căderi lumești și căderi spirituale. Și încercăm să reluăm lucrurile din altă perspectivă. Uitați-vă, frățile voastre, în ziua de astăzi. Pentru a obține cineva un anumit post, un scaun, iubiți credincioși, de director în orice situație, foarte mulți fac compromisul pentru a obține acel scaun. Începe să mintă, începe să facă trafic de influență, începe să dea mită, începe să intre fel de fel de partide politice, să obțină un scaun și mai mult decât atât, intră în organizații oculte, precum masoneria care este acum la mod. Dar nu spun pentru un post de director, de jos și până sus, pentru că unul vrea să fie primar și intră în partid și neapărat și în masonerie, altul vrea să fie ministru și intră și el în alt partid și iarăși în masonerie, se lucrează dublu, iubiți credincioși, adică și lumește, dar și ocult. Pentru că cei care sunt în aceste loje, habar nu au nici ei la rândul lor, că în spatele lor este o lucrare ocultă. Și la nivel de președinți, tot la fel se lucrează. Pentru că vor un scaun, iar pentru a obține acel scaun, jertfesc ce? Ce este mai important din ființa lor, adică sufletul, și fac lucrul acesta într-un mod inconștient. Dar ce nu știu creștinii noștri, că ai obținut scaunul, dar scaunul acela care tu l-ai obținut, dacă nu ți este dat de bunul Dumnezeu și l-ai luat tu prin fel de fel de tertipuri, este cel care te va dărâma pe tine într-un final și te va face din om neom.
îți va distruge și sufletul și viața și familia. Ba mai mult decât atât. Să știți, soțiile voastre, că aceste scaune, în planul acesta lumesc, sunt obținute cum sunt obținute. Dar este mare risc ca să te luți într-un scaun în viața bisericească, în Sfânta noastră Biserică. Adică să obții un scaun de paroc, un scaun de protocol, un scaun de stare, un scaun de episcop sau de patriar și începi, în loc să te fii smerit și să-L primești de la Bunul Dumnezeu, să faci fel de fel de combinații, să obții acest scaun, crezând că ție ți s-a dat cârja ca să păstorești și să domini și să stăpânești pe alții. Nu, iubiți credincioși, scaunele acestea sunt date de Bunul Dumnezeu ca niște slujiri. Cine vrea să fie întâiul sau mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Te-am pus să stai pe scaunul acela ca să slujești poporul. Adică, iubiți credincioși, dacă ești cumva ministru, dacă ești cumva deputat, dacă ești cumva într-o funcție, ai fost ales de popor ca să slujești popor. Nu trebuie să mai dormi noapte. Pentru că ești pus în funcția aceea ca să slujești neamul care te-a ales pe tine în funcția aceea. Nu să faci tot soiul de parteneriate văzute și nevăzute ca să-ți păstrezi continuitatea pe scaunul pe care tu l-ai ales printr-o zonă mincinoasă. Și sar de la una la alta din planul acesta lumesc în planul spiritual. Gândiți-vă, e foarte greu să ajungi să stai pe scaun. Dar cât este de greu să-l păstrezi. Și atunci, dacă ești cumva stareț și ești pe scaunul de stareț, să știți că ești pus acolo ca să-i ajuți pe cei din uștea ta să se ridice la un alt nivel de conștiință. Dacă ești pus și ai toiagul în mână, cu acest toiag este ca să păstorești și să aperi turma de lupi care vor să mănânce turma. De aceea să știți, frățile voastre, că este și scaunul duhovnicului sau al preotului. Și uitați-vă că acești ciucurei care sunt pe epitrafil, sunt, de fapt, sufletele creștinilor care atârnă de gâtul preotului și ești pus pe scaunul acela ca să-i slujești. Dacă ești pus pe scaunul de episcop, să știți, frățile voastre, că omorul acela care este în jurul gâtului episcopului simbolizează, de fapt, oaia cea rătăcită, pe care trebuie să o cauți, pe care trebuie să o salvezi, pe care trebuie să o porți în numele tăi, pe care trebuie să o duci în fața Bunului Dumnezeu. Că i-ai salvat sufletul, deci este o responsabilitate imensă în planul spiritual, mai mare decât în planul acesta fizic. Deci vedeți, frățile voastre, compromis ca să ajungi pe scaun, compromis ca să-ți păstrezi scaunul, dar cea mai mare durere este că la un moment dat se împietrește inima, se întunică mintea, te-ai obișnuit cu Duhul care este pe scaunul acela și amintiți-vă de rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care spune Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvia, că ești de mult, al iubirii de stăpânire, nu mi-l da mie, iubiți credincioși, pentru că este un Duh al iubirii de stăpânire care îl face pe cel care stă pe scaun să se hrănească din stăpânirea și de o dominația care o are peste cei de sub el. Am spus și am amintit că se fac tot soiul de compromisuri pentru a ajunge pe scaun. Dar, repet, cei care au făcut aceste compromisuri le-au intrat în fel de fel de organizații oculte, precum este masoneria. Să știți, frățiile voastre, că au pierdut calitatea cea mai mare pe care o aveau în viața lor. Calitatea de fii ai bisericii. Ei nu mai au voie să intre în Sfânta Biserică. Mulți dintre creștini care sunt pe fugă, iubiți credincioși, și nu puțin, foarte mulți, sunt pe pozițiile acelea pentru că au bătut fața cu satana într-un mod inconștient mulți dintre ei. Și vin la biserică, dar n-au voie să intre în biserică. Vin și botează și cunună, dar nu au voie să boteze, nu au voie să cunune, nu au voie să intre în liturghie, nu au voie să se împărtășească, nu au voie, iubiți credincioși, să fie îngropați în Sfânta Biserică. Și uitați-vă, frățile voastre, cât de mare este compromisul pentru a obține un scaun. Și dacă această ispită a venit și în rândul apostolilor, gândiți-vă, frățile voastre, pentru omul de rând din ziua de astăzi, care nu-și dorește altceva decât banul, confortul, siguranța zilei de mâine și să aibă și el un nume, și când vede că nu poate să acceadă decât dacă intră într-o organizație de genul ăsta, vă dați seama ce am ajuns noi ca neam.
ca și creștini, ca și biserică, tocmai pentru că nu ne-am orientat în direcția smereniei pe care o promite și o deschide Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci ne-am ridicat în sus, ne-am cocoțat pe scaune, în Duhul mândriei și în Duhul demonului. Vă spun lucrurile acestea pentru că frățile voastre le știți mai bine decât noi. Vă confruntați în viața de zi cu zi mai bine decât ne confruntăm noi. Dar salvarea este una singură. Este exact ultimul pasaj pe care îl dă Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi. Cine vrea să fie mai mare dintre voi, să fie slujitorul tuturor. Dar iubiți credincioși, repet, una este să te cocoți pe scaune în planul fizic. Și alta este să te cocoți în planul spiritual. În planul spiritual, pentru că vreau să insist pe lucrul acesta, responsabilitatea este veșnică. Vei răspunde ca preot pentru toate sufletele din parohia ta dacă te-ai pus pe scaunul acela și nu-ți gestionezi poziția pe care o ai. Ca duhovnic vei răspunde pentru fiecare om în parte pe care îl deslegi, pentru că vine omul la scaunul de spovedanie. Și să știți, frățile voastre, că acel scaun este un scaun cu o mare responsabilitate. Pentru că câte vei lega pe pământ, vor fi legate și în cer, câte vei dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Unii se dau în ziua de astăzi și se cocoață pe scaunul teologilor, numindu-se teologi. Dacă tu te-ai suit pe scaunul ăla fără să fii chemat, dacă tu te-ai suit pe scaunul acela fără să ajungi la darul acesta al teologiei, al cunoașterii Dumnezeu și al contemplației și vorbești oamenilor din mintea ta și duci oamenii în rătăcire, vă dați seama câte mii de oameni pot să ascultă cum să asculte cuvântul unui teolog care s-a cocoțat pe un scaun și se dă teolog, el nefiind învățător de Dumnezeu. Dacă te-ai cocoțat pe scaunul de mărturisitor sau de mucenic, din proprie voință, să știți, frățiile voastre, că ești într-o mare rătăcire. Pentru că spuneau părinte, nimeni nu a ajuns mucenic până când mai întâi nu a fost sau nu a ajuns cuvios. Deci ai nevoie să fii cuvios, să ai o viață curată, să ai o viață smerită. Și apoi Dumnezeu te cheamă la această mare lucrare, să te sui pe scaunul muceniciei sau a mărturisitorului. Deci este o mare responsabilitate pentru fiecare din treptele acestea spirituale. Dar ia uitați-vă, frățile voastre, câtă luptă este pentru scaunul să fie în fruntea unei biserici. Ați văzut sinodul acesta care a fost în Creta? Unii n-au venit la acea adunare nu că n-ar fi fost de acord cu învățătura de acolo care era greșită, ci pentru că nu le convenea scaunul pe care au fost puși. Și a fost tâlhari care s-au dus acolo și a fost tâlhari care nu s-au dus acolo. Pentru că nu le-a convenit scaunul pe care ar fi fost puși. De aceea, frăților voastre, și noi toți, trebuie să știm că orice facem noi în viața aceasta are corespondență în veșnicie. Cât trăim noi în viața aceasta, este o clipeală. Scaunele pe care stăm noi, să știți cum spunea un părinte, sunt scaune de ceară. Adică se topesc la dogorirea focului lui Dumnezeu într-o secundă. Toate vor dispărea, iubiți credincioși, dar singurul care va rămâne în veșnicie este sufletul smerit și iubitor de Dumnezeu și de aproape. De aceea, toată acest fum care ni se dă nouă prin fața ochilor în viața noastră de zi cu zi, toate aceste poziții care se par veșnice, trebuie să le conștientizăm că sunt trecătoare și cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos le topește pe toate. Pentru că paharul este mâna Domnului. Pe unul înalță, pe altul coboară, dar din drojdia lui vorbea toți păcătoși și pământul. De aceea, frățile voastre și noi toți, trebuie să conștientizăm că în perioada aceasta a postului care suntem, mai avem un pas, mai avem o treaptă și ne îndreptăm către Ierusalim. Suntem alături de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să fim cei care duminica viitoare vom cânta Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Și totodată să fim atenți ca nu cumva într-o clipeală să fim cei care vom striga din toată puterea noastră, iară, iară, primește. Deci singura virtute care va rămâne în sufletele noastre și va pleca în veșnicie, să știți frățile voastre, că este smerenia
și cu dragostea în vecii vecilor. Amin.